Sfânta noastră biserică a rânduit cu mare înțelepciune perioade de post înainte de marele sărbători. Vedeți, înainte de Paști, perioada aceasta de 40 de zile plus 48 de zile de post cu săptămâna patimilor, iarăși perioada de 40 de zile de post înainte de nașterea Domnului, postul care este înainte de Sfinților Apostoli, care variază, și apoi postul de două săptămâni, de la 1 august până la 14, inclusiv a Maicii Domnului. Deci aceste perioade de post sunt considerate și necesare pentru fiecare creștin ca să se pregătească pentru marea sărbătoare care va urma. De aceea, vedeți, grija primă și prioritatea trebuie să fie dată lucrării duhovnicești. În lumea de astăzi vedeți că grija pentru trup este esențială, să zicem așa. Dar credinciosul care într-adevăr își pune problema mântuirii, el această perioadă trebuie să o folosească la maximum cu rugăciunea, cu postul, cu spovedania, cu milostenia, cu răbdarea, pentru că în post de regulă sunt ispitele puțin mai duri, mai aspre și trebuie să facă răbdare și de multe ori și îndelungă răbdare și multă răbdare. Da. Deci asta este grija fiecărui creștin, așa, la general și în particular, ca să se pregătească pentru această mare sărbătoare. Pentru că dacă nu se pregătește, nu poate să conștientizeze frumusețea sărbătorii, nașterea Domnului. Numai că spui nașterea Domnului, s-a născut Mântuitorul din Preacurata Fecioară și a făcut toată economia asta a mântuirii omului. Dacă omul tot sta și mănâncă și bea și nu știu ce, răpit tot felul de griji și așa, nu mai conștientizează. Deci toate, cât de cât așa, aceste posturi și grija asta lumească să mai reducă cât de cât și să găsească momente de rugăciune mai multă.